Amânată din cauza programului încărcat al Ligii Florilor în sezonul 2020-2021, Cupa României se va desfășura în ultima săptămână a lunii august. S-au înscris 15 echipe, respectiv cele 14 care vor evolua în viitoarea ediție a primului eșalon plus Universitatea Cluj-Napoca. Optimile de finală vor avea loc pe 24 august după următorul program: CSM Deva, CSU Știința București, CSM București, Gloria Bistrița Năsăud, Măgura Cisnădie, Dunărea Brăila, SCM Râmnicu-Vâlcea, SCM Craiova, Dacia Mioveni, SCM Gloria Buzău, HZ Alău, Universitatea Cluj-Napoca și Minaur Baia Mare, CSM Slatina. Rapid este calificată direct în sferturile de finală, care vor avea loc pe 25 august, astfel: Deva sau Știința, Zalău sau Cluj, Mioveni sau Buzău, Vâlcea sau Craiova, CSM București sau Bistrița, Cisnădie sau Brăila, Rapid, Minaur sau Slatina. Final Four-ul Cupei României Feminine se va disputa în weekendul 28-29 august.